Prezentăm diverse sporturi la care au acces mai ales cei mici, sigur. E fain să alegi după o minge, că după aia cine știe, poate te vezi la televizor și iei un Porsche lui taică-tu, dar câți au șansa asta? Prezentăm sporturi la care cei mici fac performanță și cu care chiar ne putem lăuda la nivel mondial mai tot timpul. Am să vă prezint o gașcă foarte faină, în frunte cu Sandu Constantin, care este senseiul meu, primul om care mi-a pus în mână o sabie. Cred că era sabie. Bună dimineața! Bună dimineața! Primul om care mi-a explicat că, în general, în scrimă nu contează atât de mult ce faci cu mâna, dar mai ales cu piciorul și cu capul. M-am prins târziu. El a venit cu o gașcă faină de copii, pentru că toți sunt pregătiți de 30 iunie. Ce se întâmplă pe 30 iunie? Pe 30 iunie avem organizăm un master al circuitului nostru. Am gândit un circuit între 4 țări, până la urmă am mai rămas doar 3. Okay. Dar am creat un ranking și primii 4 din aceste categorii de vârstă, sub 10 ani, sub 12 și sub 14, vor participa la acest master și se vor bate pentru marele titlu. Asta se întâmplă pe 30 iunie, unde? Acest eveniment va fi la Stejarii, pe data de 30 iunie, începând cu orele 17. E înăuntru, bănuiesc? Este înăuntru, da. Ok. Aveți competiție afară? N-ai prins, nu? Am prins când eram mai mic, pe la Slobozia, pe la Amara, de ne mâncau țânțarii, dar ne puteam și cu țânțarii, adică... Da, e un sport care se face în interior, dar asta înseamnă că ești sigur pe vreme. O să fac cunoștință puțin cu copii, să iau microfonul albastru, să știi, să vedem cine de ce se apucă de sportul ăsta de gen. Bună dimineața! Bună dimineața! Numele și vârsta, te rog. Apostu Ioana Raisa, 12 ani. Știi de ce te-ai apucat de treaba asta? Datorită fratelui meu, cred. Pentru că era pasionat de săbii și îl iubesc foarte mult. Ok. Și el practică sau doar... Și el practică. Ok, bună dimineața. Bună dimineața. Tu de ce nu ești actriță cu fața asta? Că nu vreau. Ok, pare că ți-ani ai? 8 ani. Și cum te cheamă? Popa Marela. Și când te-ai apucat de treaba asta? Acum un an. Un an de zile. Ai idee de ce te-ai apucat? Ai văzut la părinți, la un frate, la un vecin? Nu. Cum te-ai trezit? Ai adormit și te-ai trezit la sală? Nu. Dar cine te-a dus? Antrenoarea noastră pe care o avem acum a venit la școală și ne-a dat niște bilețele cu probe. Ok. Și am vrut să încerc și mi-a plăcut. Foarte tare. Bravo. Se simt pe unii. Bună dimineața. Bună dimineața. Numele și vârsta? Numele meu este Nițu Horia și am 11 ani. De ce te-ai apucat de treaba asta? M-a apucat din cauza fratelui meu. Din cauza lui, bineînțeles. Da. Mi-a arătat cât de frumos este acest sport. Și te-ai apucat. El s-a lăsat de atunci, nu? Nu, nu s-a lăsat. Am înțeles. Să știi că la primul se lasă primul, tot să te ții. Bună dimineața! Bună dimineața! Cum te cheamă? Mă cheamă Matei Panti și am 14 ani. Mulțumesc! Simți că faci lucruri altfel cu corpul tău de când faci sportul ăsta versus de pe vremea când băteai doar mingea între blocuri? Desigur. Scrima m-a ajutat să-mi dezvolt abilitățile și simt că sunt mai activ și... pot vedea ce se întâmplă în jurul meu cu o mai multă precauție. Și ești mai concentrat? Nu se pare că la școală te poți concentra mai tare? Da. Eu după o cursă de coastă chiar așa, îmi dau seama, sunt mult mai concentrat 2-3 zile. Succes! Zici că nu e de râs, doamnelor, e o poveste. Bună dimineața! Bună dimineața! Numele și vârsta, te rog? Șerbănoi Andreea Cristina, 14 ani. Știi cu cine te bați în weekend? Da. Cu cine? Cu Benciu, Ana Maria, okay. Benciu. Și pentru primii doi și cine câștigă dintre Popal Patricia și Chefala Constantina. Ok, și cine crezi că o să câștige la final? Eu. Eu, mulțumesc. Bună dimineața. Dimineața. Numele și vârsta? Popa Patricia, 14 ani. Ah. Da. Tu cine crezi că... Nu, am glumit. De ce te-ai apucat de sportul ăsta și nu, de exemplu, de balet? Pentru că totul s-a întâmplat în clasa 1, când un copil mi-a tăiat fața la ora de sport și mi-am fracturat dintele, dar și am început să caut un sport care să-mi protejeze fața și a venit un antrenor la școală și ne-a prezentat acest sport și am fost foarte încântată și am vrut să mă duc. Păi cu fața asta crezi și eu. Dar uite-te, de exemplu, fața colegului meu, Răzvan, poate fi expusă la orice. El n-are niciun risc, poate să se lovească lejer. El nu caută. Uite-te la această față, vezi? Deci tot fața e bun. Bună ideea, bună dimineața! Bună dimineața! Bă, tu ești fată sau băiat? Băiat. Zici că ești Mowgli. Ți s-a mai zis?
Da. Și foarte exotic. Am glumit cu fata, îți dai seama, că îmi dau seama că ești băiat. Câți ani ai? 9. Mulți înainte. De ce te-ai apucat de sportul ăsta? Pentru că mi s-a părut un sport foarte frumos și că îți pune mintea la contribuție foarte mult. Ai dreptate. Deci nu e pentru mine. Cu fața asta ar trebui să o ții mai puțin acoperită. Te văd americanii, poate te iau într-un film. Bună dimineața! Bună dimineața! Cum te numești? Eu sunt Gomoiescu Bianca și am 12 ani. Nu mare problemă. Nu mai știi care are părul lung la voi la sportul ăsta? Fetele sau băieții? E o nebunie. Mai mult fetele au părul mai lung. Mai mult? Uneori și băieții. Pe vremea mea era toate fetele au părul lung și băieții nu. Acum e amestecat. Ți-aduce aminte de ce te-ai apucat de sportul ăsta? Atunci când eram mică, îmi plăcea foarte mult să mă joc cu sabia și părinții au zis să încerce să mă dea la scrimă. Ok, dar nu te-a dus nimeni cu forța? Nu, eu am vrut să încerc. Am înțeles. E foarte bine, mulțumim tare mult de câte exemple avem. Statistica mea personală arată, și pot să mă contrazici, că în general la sporturile astea mai de nișă ține de familie. Dacă cineva a practicat în familie, să-l ducem și pe ăla micu! De obicei se întâmplă asta, dar uite, avem și exemple care demonstrează că nu e tot timpul chiar așa. Ne-a pregătit o scurtă demonstrație, timp în care ne avem, avem de povestit. Te rog să-i coordonezi pe copii. Ok. Matei? V-am pregătit o fată și un băiat ca să fie egalitate între sexe. Da, și să fim politically correct. Da. O să fiecare luptă se începe cu un salut. Cum te-am învățat și pe tine când ai fost la noi, este un sport de onoare și atunci ar trebui să salutăm adversarul înainte și după luptă. Și cam aici m-am oprit cu antrenamentul la salut. Ok, salutați. Poziția de gardă. Și o să încep să facem câteva tușe. Comanda este în gardă. Gata? Porniți. Alt, bun, în gardă. Acum amândoi au atacat în același timp, amândoi au lovit, nu se pune punct pentru nimeni. Scrima și sabia este o armă convențională, este dinainte stabilit că atacul are prioritate. Deci cine atacă și lovește, câștigă punctul. În gardă. Gata? Porniți. Alt, atacul lui Matei lovește la mască. Deci el a inițiat atacul, el a lovit, el a câștigat punctul. Noi ne ocupăm doar de sabie, este? Da, doar de sabie ne ocupăm. În gardă. Gata? Porniți. Este primul master, prima ediție organizată de noi în gardă. Gata? Porniți! Vă las să trageți un pic ca să povestesc eu cu Dani, aici în față, liber, să putem să stăm de vorbă, să vă povestesc despre eveniment. Să descurcă singuri. Sunt convins. Deci, duminică pe 30 la Stejarii, vor veni sigur mulți părinți, vor veni rude, prieteni, dar e important să vină și oameni din exterior. Așadar, pot vedea meciuri preț de mai multe ore? Da, așa este. O să fie un eveniment cam de 2 ore. Primii 4 pe fiecare categorie vor lupta semifinalele și finalele. Va fi transmis în direct pe un televizor, canal. Okay. Da, exact. Nu, la televizor, că n-au reușit. A, dar, pe internet. Pe okay. Internet. Și sperăm noi să fie un eveniment foarte frumos, pentru că l-am gândit, l-am muncit și îl facem exact așa cum trebuie să fie făcută o gală internațională. Mulțumim pentru explicații. Să ne vedem cu bine. Top, ajunge. Salutați. Iar salutul...